Ludovic Orban îi consideră pe Klaus Iohannis și pe Florin Câțu principalii responsabili pentru actuala criză politică din țară. Președintele PNL a declarat că partidul a suferit o scădere semnificativă în sondaje, odată cu dezvăluirile despre șofatul sub stare de ebrietate al premierului. Orban a mai precizat că liderii de la guvernare ar fi trebuit să găsească soluții reale și nu să genereze o criză politică. Am dus Partidul Național Liberal la guvernare. Partidul Național Liberal a avut un scor constant în toate sondajele de opinie, inclusiv în luna iunie, de 26-27%. Din momentul apariției dezvăluirilor despre Florin Cățu, am început să scădem. Iar acum am scăzut și mai mult, odată cu declanșarea crizei politice, în care noi suntem considerați principalul responsabil. Noi, zicând Klaus Iohannis, Florin Câțu, PNL. Noi suntem considerați principalii responsabili pentru criza politică. Președintele PNL a mai adăugat că electoratul este foarte critic cu actuala situație politică, iar scăderea în sondajele de opinie este absolut firească, mai ales odată cu declanșarea crizei politice. Oamenii care ne-au votat sau oamenii care ne-ar vota sau ne-ar putea vota, ei sunt foarte critici față de noi. Ne reproșează clar. În loc să ne ocupăm de guvernare, în loc să găsim soluții pentru marile probleme cu care se confruntă românii, noi am declanșat o bătălie internă și acum am declanșat o criză politică. Orban consideră că viitorul președinte, care se va afla la conducerea Partidului Național, va trebui să fie capabil să rezolve criza politică și să refacă fosta coaliție de guvernare. Cine va fi ales președintele Partidului Național Liberal în 25 septembrie, va trebui să pună punct crizei, să refacă unitatea Partidului Național Liberal, să refacă această coaliție care a dat un guvern și un program de guvernare și care de asemenea să investească un guvern care să pună piciorul pe accelerație și care să facă performanță.